Bună seara, bine v-am găsit la știrile Accent TV, iată care sunt principalele titluri ale zilei. Tânăr înjunghiat într-un bar din Urdari. Inundații puternice în trei localități din Dolj. Iordache vrea mai puțin șef la CEO. Doi bărbați de 23 și 34 de ani, ambii din comuna Fărcășești, au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind bănuiți de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Potrivit IPJ Gorj, tânărul de 23 de ani ar fi înjunghiat cu un cuțit un alt tânăr de 28 de ani din Urdari și bărbatul de 34 de ani ar fi scos cuțitul și ar fi intenționat să-l lovească pe tânărul de 28 de ani. Incidentul a avut loc ieri într-un bar din Urdari. La data de 5 iulie, anul curent, polițiști din cadrul poliției orașului Rovinari au reținut pentru 24 de ore doi bărbați, un tânăr de 23 de ani și un bărbat de 34 de ani, ambii din localitatea Fărcășești, bănuiți de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. În fapt, în noaptea de 5 iulie, anul curent, tânărul de 23 de ani, în timp ce se afla în incinta unui local public din localitatea Urdari, pe fondul unui conflict spontan, ar fi scos din buzunar un obiect ascuțit tăietor și ar fi aplicat două lovituri în zona subaxială unui tânăr de 28 de ani din localitatea Urdari, provocându-i leziuni. De asemenea, în conflict ar fi intervenit și bărbatul de 34 de ani, care a scos din buzunar un obiect ascuțit tăietor și ar fi intenționat să îl lovească pe tânărul de 28 de ani. Cercetările sunt continuate de polițiști în vederea documentării întregii activități infracționale a bărbaților, sub supravegherea unității de parchet competente. O adolescentă de 15 ani din comuna Moșetești s-a urcat la volanul unei autoutilitare și a produs un accident. S-a întâmplat ieri pe DC Curtișoara. Potrivit IPJ Gorj, minor ar fi pierdut controlul volanului, a lovit un stâlp de electricitate după care a fost proiectat în curtea unui imobil. În urma impactului, fata a fost rănită și transportată la spital. Aceasta s-a ales cu dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu deține permis de conducere. La data de 5 iulie, anul curent, polițiști din cadrul poliției orașului Bumbejiu au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 de un bărbat din comuna Moșetești despre faptul că nepoata sa de 15 ani a plecat de acasă conducând un autoturism. Ulterior, unchiul minorei a revenit cu apel sesizând faptul că minora de 15 ani din comuna Moșetești a fost implicată într-un eveniment rutier. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul că minora, în timp ce conducea o autoutilitară pe drumul comunal Curtișoara, într-o curbă la dreapta, a pierdut controlul direcției de mers și a intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate, ulterior fiind proiectată în curtea unui imobil. În urma evenimentului a rezultat rănirea minorei, acesta fiind transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate. Conducătoarea autoutilitarei a fost testată atât cu aparatul etilotest cât și cu aparatul drug test, rezultatele fiind negative. De asemenea, în urma verificărilor efectuate de poliție, s-a stabilit că minora nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Trei localități din județul Dolj au fost afectate de precipitațiile abundente căzute în ultimele 24 de ore. Peste 20 de gospodării au fost inundate. S-au produs viituri pe cursurile de apă de pe raza comunelor Argetoaia, Secu și Grecești. Aceste viituri au afectat două drumuri județene, respectiv DJ-606C și DJ-606B și 22 de gospodării din comuna Grecești. Tot aici apa a pătruns în 5 case și beciuri. La fața locului s-au deplasat pompierii cu 7 autospeciale, 7 motopompe și o barcă pneumatică. În comuna Grecești au fost evacuate două persoane și un câine. În dimineața acestei zile, salvatorii au început evacuarea apei din casele și gospodării afectate de inundații. Pe lângă aceste misiuni, echipajele de pompieri au intervenit și la degajarea trei copaci căzuți, doi în Craiova, unul pe un autoturism și celălalt pe o anexă gospodărească, iar al treilea în localitatea Dragotești, căzut pe stradă. Au rămas fără apă de la începutul săptămânii. Aproximativ 180 de apartamente de pe strada Energeticienilor din municipiul Târgu Jiu au fost debranșate pentru datorii.
Locatarii susțin că nimeni nu ia în seamă. Nu au găsit înțelegere la operatorul de apă și canal Secea Paregiogor și nici la Asociația de Proprietari. Ei spun că restanța pe luna aprilie este de doar 400 de lei, iar debranșarea în primăvară reprezintă un atentat la sănătatea publică. Acum sunt nevoiți să se aprovizioneze chiar și din afara orașului. 400 deci de lei. Pe luna aprilie 400 de lei și factura pe luna mai de 4200. Dar restanța efectivă este de 400 de lei pe luna aprilie. Da. De ce nu recuperează, să duce la ala să-l dea în judecată, ia cheltuieli de judecată și totul ce trebuie. Sau să intre în casă, nu, să-i sigileze apometru. Nu poate să duci. Apoi e vital, aveți copii în zona, aveți bătrâni. Aveți copii mici de o grămadă, oameni bolnavi, eu de-abia merg în picioare. Nu este ilegal să oprești definitiv apa. În toată Uniunea Europeană este ilegal să oprești apa. Cum vă descurcați fără apă? Cum vă descurcați fără apă? De unde? Stator, cu mașini. De unde luați apă? Din piața mică. Majoritatea din piața mică tot le consumă apa. Din la Cismeaua, din piața mică, adusă ei apă de la Arcani. Adusă ei apă ca să am de băut, să deci nu știu ce. Din piața mică, că nu ar mai lăsa și cei din piață de acolo. Și acolo aseară, au desfințat tot ilegal, tot ilegal. Uniunea Europeană spune că în fiecare cartier trebuie să fie un punct unde să fie apă. O apă de băut, o Cismea. În prezent, câte familii suferă din cauza deci, în 3 blocuri faptului că nu au apă? 60 de apartamente de bloc, 180 de apartamente. De apartamente. 180. Total 180 de apartamente, ori 2-3 pe apartament, vă dați seama că sunt... Dar ce fac ei acum la temperaturile care sunt afară, conform legii... Ei... Uite, sunt plini de apă. Este atentat la sănătatea publică. Apă... Oamenii spun că banii nu le ajung, dar cu toate acestea nu sunt răuplatnici. Chiar și așa au rămas fără apă. Eu am pensie de 12 milioane și primul lucru achit întreținerea și toate datoriile. Pentru ce eu am adunat bani pentru prepararea subsolului. Și întreb Paregiu, de ce să... Directorul Secea Paregiu Gorj, Traian Pătrășcuiu, nu a putut fi contactat pentru punct de vedere oficial. Alexandru Tomescu cu celebra sa vioară Stradivarius va concerta în această seară în Parcul Coloanei Fără Sfârșit. Evenimentul cultural este organizat de Clubul Rotary din Târgu Jiu împreună cu Asociația pentru Democrație, Educație, Respect în cadrul programului Târgu Jiu, Capitala Tineretului din România 2023. Turneul ajuns în acest an la 16-a ediție este dedicat muzicii romantice, armoniei și dragostei. Astăseară Stradivarius se reîntoarce în Târgu Jiu. A devenit deja o tradiție ca primăvara sau vara să găzduim un spectacol cu Alexandru Tomescu și invitații săi. Anul acesta Alexandru Tomescu vine cu un spectacol, zicem noi, și inedit și interesant. E vorba despre dragoste. Și să nu uităm, coincidență, astăzi este Ziua Internațională a Sărutului. Așa că va fi un spectacol despre iubire, despre dragoste, despre prietenie și așteptăm pe toți locuitorii din Târgu Jiu, dar nu numai din Târgu Jiu, pentru că și-au anunțat deja participarea și turiști foarte mulți, să vină la ora 20 în Parcul de la Conala Infinitului pentru o seară magică. Înaintea concertului, Clubul Rotary din Târgu Jiu va acorda burse de excelență în valoare de 1000 de euro fiecare celor 3 tineri care au câștigat o competiție organizată de club în luna mai. Aceștia sunt Mihai Alexandru Bratu, Luca Abdulhadi și David Ioan Zbora. Continuă investițiile în modernizarea iluminatului public din municipiul Târgu Jiu. În prezent se înlocuiesc corpurile de iluminat în cartierul Bărboi. Potrivit viceprimarului municipiului Târgu Jiu, Bogdan Bejinaru, becurile vechi vor fi schimbate cu unele moderne pe LED-uri. Proiectul în valoare de aproximativ 5 milioane de euro vizează înlocuirea tuturor aparatelor de iluminat public din oraș. Principalul obiectiv este obținerea unui sistem nou, modern și economic, care va determina reducerea semnificativă a cheltuielilor cu energie electrică. Pe lângă modernizarea iluminatului public de pe bulevardele principale, proiect finanțat pe fonduri europene, în acest mandat ne-am propus să modernizăm iluminatul public pe bază de LED-uri în cât mai multe cartiere din Târgu Jiu, pentru că este vorba și de calitatea luminii și, bineînțeles, de costuri reduse cu aproximativ 35-40% pentru municipalitate. În această săptămână am demarat lucrările de modernizare a iluminatului public din cartierul Bărboi. Întreaga rețea de iluminat din municipiul Târgu Jiu măsoară peste 27 de kilometri. Președintele PNL Gorj Ion Iordache solicită mai multă transparență de la oamenii care conduc complexul energetic Oltenia. Liderul liberal a cerut și eficientizarea activității la compania energetică.
Iordache spune că la nivelul județului Gorj există o îngrijorare firească din cauza lipsei de comunicare a directoratului CEO. Este evident că sunt neajunsuri în cariere și oricum problemele ajung în atenția presei și oamenilor politici, a declarat președintele organizației județene. În momentul de față, comunicarea dintre companie și oamenii interesați, angajați, presă, politic, este foarte proastă și toată lumea se îngrijorează de acest lucru. Le-am cerut de câte ori am avut ocazie să prezinte tuturor, pentru că nu este posibil ca toată lumea să existe o fierbere, așa, o agitație permanentă în județ și în mediul de presă și în mediul politic, dar și în mediul angajaților, în care să nu înțeleagă nimeni, să nu știe nimeni ce se întâmplă acolo. Iordache spune că a purtat recent discuții cu conducerea PNL, dar și cu actualul ministru al energiei în ceea ce privește activitatea șefilor din companie. Le vom solicita în această perioadă o evaluare a conducerii companiei. Deci nu este posibil ca niște oameni care au sarcina să conducă compania și să o facă mai eficientă și să creeze o siguranță locului de muncă pentru angajații companiei, să trateze în acest fel. Iordache vrea mai puțin șef la CEO, o condiție esențială pentru eficientizarea activității. În această perioadă, compania și-a redus din numărul de personal, și-a redus din activitate, iar aceste direcții s-au înmulțit. Adică nu este normal ca atunci când vorbim despre restrângeri de activitate, când vorbim despre număr de personal mai mic, noi să creăm mai multe posturi pentru șefi. Din contră, trebuie să se diminueze. Este o chestiune de logică normală și așa erau foarte mulți. Deci în momentul de față, compania are TESA aproximativ 12% din numărul total de personal, ce în companiile eficiente și pe toate statisticile care țin de această logică economică, nu trebuie să ajungă niciun caz la 10% numărul de personal. Temperaturile în creștere generează probleme și la complexul energetic Oltenia. Sunt vizate în principal persoanele care lucrează în aer liber. Programul minerilor trebuie să fie adaptat la condițiile meteo. De asemenea, fiecare angajat are dreptul la 2 litri de apă de la angajator. Este nevoie și de echipamente de protecție și de pauze periodice pentru a evita expunerea la soare în perioadele în care se înregistrează caniculă. Unul dintre parlamentarii de Gorj cere mai multă implicare din partea managerilor complexului energetic Oltenia. Cristi Rujan, senator de Gorj, este nemulțumit de modul în care conducerea companiei s-a implicat în rezolvarea problemelor CEO. În opinia senatorului, actualii șefi ar trebui să fie în prima linie în ceea ce privește lupta pentru interesele complexului energetic Oltenia. În primul rând, ar trebui elaborată o documentație care să vizeze prelungirea termenelor din planul de restructurare. Documentele ar trebui să fie înaintate Ministerului Energiei și, ulterior, Comisiei Europene pentru demararea de negocieri. Angajații din carierele miniere vor beneficia în continuare de mijloace de transport pentru a ajunge la timp la locul de muncă. Acest lucru este convenit între sindicate și administrație. Totul este parafat în contractul colectiv de muncă și minerii de la sectorul Pinoasa din UMCE Rovinari vor avea în continuare la dispoziție mijloace de transport cu tot cu deservent. Contractul anterior expirase. Au fost făcute demersuri pentru a încheia un nou contract valabil până la finalul acestei veri. Bugetul pentru transportul angajaților de la sectorul Pinoasa este de peste 270.000 de lei. Odată cu încălzirea vremii, asistentele comunitare din Comuna Bălești continuă acțiunile de monitorizare a stării de sănătate a localnicilor. Vizați sunt în special vârstnicii și cetățenii din categoriile vulnerabile. De fiecare dată când se încălzește în comună, asistentele comunitare iau la pas satele din localitate și consultă oamenii. Astfel de acțiuni au avut loc și la începutul anului, de îndată ce a dat căldura. Startul s-a dat în urmă cu 2 săptămâni, a spus primarul Mădălin Ungureanu. La nivel de comună, așa cum vă spuneam, avem 5 asistenți comunitari care la
la comanda și la îndemnarea mea, la îndemnul meu, au început să facă acțiuni din poartă în poartă, în fiecare sat, în toate satele componente ale Comunei Bălești, mai exact în toate cele 9 sate componente, bineînțeles, în baza unui calendar. Am demarat această acțiune mai în urmă cu 2-3 săptămâni și am spus să mergem la fiecare poartă din fiecare sat al comunei până în anotimpul de toamnă, cât vremea și timpul ne permite acest aspect. Avem o serie de acțiuni de monitorizare a sănătății prin măsurarea tensiunii arteriare, măsurarea glicemiei, a colesterolului. Sunt lucruri foarte bine primite de către localnicii comunei, mai ales de persoanele de vârsta a treia. Mădălin Ungureanu spune că unitatea administrativ-teritorială dispune de mașini care să asigure transportul pacientului la unitatea medicală. Acolo unde avem cazuri speciale ce au nevoie de transport, noi avem în dotarea UAT-ului mașini, autovehicule și îi sprijinim pe aceștia din urmă să se deplaseze prin grija și însoțirea de un asistent comunitar acolo unde au nevoie să-și facă tratamentul sau, de ce nu, consultație. Am avut deseori cazuri să ne deplasăm cu cetățeni care nu pot să se deplaseze singuri și nu au aparținători disponibili, am sprijinit și au mers împreună cu aceștia din urmă să investigheze în municipiul Târgu Jiu la ambulatoriu de specialitate din cadrul Spitalului Județean. Autoritățile locale din Comuna Bărăscu efectuează în această perioadă o serie de lucrări la sistemul de alimentare cu apă și canalizare. Demararea investiției a fost posibilă și datorită lipsei precipitațiilor din ultima perioadă. Primarul Constantin Țucu a declarat că până la sfârșitul lunii această lucrare trebuie să fie gata. Și asta pentru că termenul de finalizare este cu mult depășit. Banii pentru investiție provin din fonduri europene. La nivelul localității Bărăscu, în această perioadă, profităm de vremea prielnică pentru desfășurarea tuturor lucrărilor la nivelul localității Bărăscu și continuăm lucrarea de alimentare cu apă și canalizare în așa fel încât la sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august, această lucrare să fie finalizată, având în vedere că termenul de executare deja l-am depășit și încercăm prin toate eforturile să finalizăm, așa cum am zis, la sfârșitul lunii iunie, începutul lunii august, pentru că ultima tranșă de plată la această lucrare este luna septembrie și trebuie să ne încadrăm obligatoriu printre fonduri europene lucrarea ce se desfășoară. Pe lista de proiecte din acest an a autorităților locale din Comuna Gorjană intră și două spații de joacă pentru copii. De asemenea, lucrăm în continuare pe GAL la cele două parcuri. Atât în satul Miluta, unde s-a executat lucrarea de construirea parcului de joacă pentru copii, precum și parcul de recreere în satul Bărăscu. Din cauza precipitațiilor de luna trecută, mai multe drumuri sătești au fost distruse, astfel că s-a luat decizia pietruirea acestora. Sunt de asemenea lucrări în derulare la ulițele Sătești. Am început lucrarea de pietruire, având în vedere că în perioada 12-20 iunie am avut la nivelul localității ploi abundente și drumurile Sătești au fost distruse. Am luat această inițiativă de pietruire a tuturor drumurilor Sătești din localitate. Deja lucrarea este în demarare și către sfârșitul săptămânii acestea o să terminăm și această lucrare. Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin va fi dotat cu aparatură nouă. Ministerul Sănătății a alocat peste 3 milioane de lei pentru achiziționarea de echipamente medicale necesare unității medicale. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Mehedin Țeladin Georgescu. Am semnat contractul de finanțare prin care Ministerul Sănătății condus de ministrul Alexandru Rafila a alocat Consiliului Județean Mehedin suma de 3.264 de milioane de lei pentru achiziția de aparatură și echipamente medicale necesare actului medical în cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin. Îi mulțumesc domnului ministru Alexandru Rafila pentru faptul că a susținut Spitalul Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin încă de când a preluat Ministerul Sănătății și o face în continuare. Faptul că alocă sume importante pentru achiziția de echipamente și aparatură este o dovadă că susține și eforturile noastre de a moderniza întreaga infrastructură de sănătate, pentru ca locuitorii județului Mehedin să beneficieze de un act medical de calitate, atât în ceea ce privește diagnosticarea, cât și tratamentul. Aparatura și echipamentele care vor fi achiziționate vor fi folosite în secțiile de anestezie și terapie intensivă, chirurgie, interne și nou-născuți, a transmis Saladin Georgescu. Viitorul Târgu Jiu a fost învins în primul meci disputat în stagiul de pregătire din Serbia. Formația lui Călin Cojocaru a cedat la limita amicalului cu FC Novi Belgrad.
Formația adversă, care a promovat la finele sezonului trecut în Liga 2 din Serbia, s-a impus cu 1-0. Echipa gorjeană a început meciul cu următoarea formulă: Robert Geantă, Marian Criste, Alexandru Core, David Savu, Adrian Gogea, Denis Brânzan, Charles Acolas, Oni Tihonen, Robert Dănescu, Francea Sem și Milan Bajac. În repriza a doua au intrat pe teren Alexandru Krupenski, Eduard Croitoru, Raul Cojocaru, Ianis Bihart, Adelin Pârcălabu, Sebastian Chelariu, Nicolaș Geană, Răzvan Vulpe, Patrick Andreaș, Alexandru Gârbiță și Dragoș Popa. Viitorul Târgu Jiu mai are fixate două amicale în acest cantonament. Va întâlni formațiile OFC Vârșac și OFC Belgrad, ambele din Liga Secundă. Meciurile se dispută pe 8 și 13 iulie. În țară, Viitorul a jucat într-o singură partidă de verificare, 4-1 cu Jiul Rovinari. Într-o sa Craiova în această vară, Alexandru Mitriță așteaptă cu nerăbdare debutul oficial în bănie. Universitatea are primul meci în Superliga împotriva rivalei Dinamo București. Mitriță a fost de multe ori nașul dinamoviștilor. Ultima partidă în care a evoluat împotriva Câinilor Roșii s-a terminat cu victoria clară a oltenilor, 3-0. Totuși, jucătorul juveților avertizează că datele problemei vor sta diferit acum. Știința s-a încărcat în Bulgaria, iar astăzi va reveni în țară. A fost un meci foarte bun pentru noi. Vă dați seama, victorie cu 3-0 împotriva celor de la Dinamo. Dar trebuie să uităm acel meci. Dinamo nu mai este acel Dinamo de am jucat cu el atunci. Este o echipă diferită și o să ne fie foarte greu în campionat. Perioada de pregătire este cea mai importantă pentru un jucător. Am avut-o și pe pielea mea chestia asta, că nu am făcut o pregătire foarte bună, mă refer, în anii trecuți, și am întâmpinat probleme în campionat. Deci cantonamentul pentru un jucător de fotbal este foarte, foarte important. Mitriță a rămas cu gândul la fanii care s-au adunat în număr mare la prezentarea sa oficială. Spune că acest lucru îl obligă să dea tot ce poate pentru universitatea. Nu credeam că se poate întâmpla un asemenea lucru. Pentru mine a fost și este o mândrie foarte mare. Ce s-a întâmplat în piață a fost un lucru imens pentru mine, cum a spus-o. Nu credeam că poate să vină atâta lume pentru un jucător, nu vreau să spun despre mine, pentru un jucător de fotbal, dar sunt foarte bucuros și mândru că s-a întâmplat la mine acest lucru. Te motivează și mai mult acest lucru? Da, pentru mine este o motivație în plus, vă dați seama că toți se așteaptă, nu neapărat de la mine, de la grup, se așteaptă la foarte multe în acest an. Sperăm să și ne dorim să dăm maximul la fiecare meci și la final să fim unde am visat. Alexandru Mitriță a rămas singura achiziție importantă a Craiovei din această vară. Campionatul începe pentru Olten pe 17 iulie. Știrile au ajuns la final. Numele meu este Tudor Ciutacu. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară plăcută în continuare.